Acuzele care îi se aduc șefei învățământului din Mehedinți au ajuns și la urechile fostului ministru al educației, Ecaterina Andronescu. Actual șef al Comisiei de Învățământ din Senat, Andronescu cere un control al ministerului pentru a se verifica dacă Mirela Pinta și-a falsificat dosarul pentru a putea participa la concursul pentru postul pe care îl ocupă în prezent. De asemenea, inspectorul școlar general este acuzat că și-ar fi însușit și bani din fondurile instituției. Ecaterina Andronescu susține că, în cazul în care acuzele se dovedesc a fi fondate, trebuie să se taie în carne vie și să se lase cu demiteri. Dacă a fost așa, este grav. Eu cred că aici Ministerul Educației are obligația de a controla exact situația. Datele pot să pună sau nu în evidență un asemenea derapaj. Dacă există cei care au permis un asemenea derapaj, trebuie să își primească sancțiunea binemeritată, pentru că fără îndoială nu ne putem juca. Săptămâna trecută, pe rețeaua de socializare Facebook, au apărut mai multe documente din care rezultă că, pe numele inspectorilor, ar fi fost emise facturi de cazare la un hotel severinean în perioada unei olimpiade școlare. Inspectorii respectivi neagă că s-ar fi cazat, afirmând că respectivele documente fiscale au fost întocmite fără știința lor. Cea bănuită că ar fi decontat banii pentru cazările fictive este chiar șefa inspectoratului, Mirela Pinta Enea. Aceasta este bănuită totodată că ar fi falsificat și mai multe adeverințe și documente pentru a putea îndeplini condițiile să candideze pentru funcția de inspector general. Până la acest moment, Mirela Pinta Enea nu a infirmat acuzațiile.